Bună, draga mea, sunt Luna Ala. Berbec, în decembrie, proiectele pentru viitoarele tale activității au în sfârșit o formă reală. Dacă ești antreprenor sau manager, vei finaliza activități pe termen lung legate de bunuri materiale și poți pregăti progresele ulterioare. Stelele îți recomandă să nu fii nervoasă, să nu te grăbești nicăieri și să nu pierzi din vedere detaliile. Va trebui să treci o serie de teste din cauza situației pe cer, cert este că Venus își va limita influența doar la domeniul profesional, iar Saturn va refuza să te umple cu forțe vitale. Problemele din decembrie pot avea consecințe fatale dacă nu găsești un punct de echilibru pentru tine însăți și nu reușești să abordezi calm soluția fiecarei sarcini noi problemele de serviciu pot deveni mai complicate din cauza unei neînțelegeri cu colegii care se vor opune oricărei propuneri. Dacă ești antreprenor, poți greși în angajarea de noi lucrători, nu fiecare dintre ei va fi o achiziție valoroasă pentru echipă. Ce să faci? Cum să te comporți? Succesul în afacerile profesionale la începutul acestei ani va înceta să fie un scop în sine pentru tine. După ce ai evaluat în mod obiectiv cam în 2019 ai realizat deja destul de multe, va apărea o decizie de încetinioare cum ritmul vieții. Cu toate acestea, poți fi printre cele care în cursul acestei luni vor reuși să implementeze un alt proiect triumfal. În acest caz, vei fi atât de entuziastă în ajunul sărbătorilor de Revelion, încât vei avea nu numai o ocazie de a fi mândră de tine însăți, ci și cu o sumă destul de decentă de bani. Dacă ești antreprenor, în decembrie, dacă dorești vei avea timp și pentru a pregăti un alt proiect promițător. Singurul lucru de observat este etica în relația cu personalul tău. Observând că acești oameni s-au săturat de munca grea, nu te năpusti asupra lor. Este mai corect să transferi exploatarea în perioada de după vacanțele de anul nou. Cum să te protejezi? cum să atrage bani și noroc, multă vreme am căutat răspunsul în biblioteci, manuscrise antice și predicții, și am găsit răspunsul. Pe tine astrele te sfătuiesc cu strictețe să ai cu tine o amuletă din monede vechi. Crede-mă, puterea lor este uriașă, întregul secret este că aceasta vorbește în numele tău și devine talismanul tău personal. Un sfat sincer, nu crede că toate ofertele de talismane și brățării verificate, sunt cu adevărat talismane. Pot fi simple lucruri de duzină adunate de la Dragonul Roșu, cu o nouă etichetă mai scumpă și mai credibilă. Taur, acum vei putea observa că pierzi timpul cu tot felul de gunoaie. Situația va fi salvată de o misiune mică, care va deveni o sursă de bani suplimentari. Te-ai gândit să închizi o afacere? Iată un sfat, cumpără valori mobiliare sau acțiuni și începe să investești. Dacă abordezi aceste lucruri cu înțelepciune, atunci în viitorul apropiat este de așteptat un venit solid, pe care nu ai îndrăznit să-l presupui. Dar nu încerca să cheltui acest venit, ci consultă-te cu experți în cunoștință de cauză, investește bani în afacere și crește și mai mult. Financiar, nu trebuie să-ți faci griji, mai ales dacă amâni achiziții mari precum și cumpărăturile impulsive, mai ales lucruri pentru casă. Poziția ta financiară este stabilă, dar încă nu este vorba despre banii tăi. Toate lucrurile se mișcă în continuare datorită sprijinului partenerilor, există posibilitatea sponsorizării sau obținerii unui împrumut. În unele cazuri, poți conta pe ajutorul unui soț, al părinților, al unei persoane dragi. Ce să faci? Cum să te comporți? În afacerile profesionale, vei fi inerentă creativității, te poți trezi în situația că modernizezi în mod vizibil fluxul de lucru, poate că inovațiile tale vor fi atât de promițătoare încât vor fi foarte susținute de către conducere, poți să găsești o sursă nouă venit pe lângă muncă, vorbesc aici despre propria creativitate și despre afaceri în spațiul virtual, despre alte activități, dacă ești un antreprenor nu ți se recomandă să-ți asumi riscuri în decembrie. Abține-te de la întreprinderile al căror succes se bazează în mare parte pe noroc. Este mai bine să închei acest an, strângându-ți cu fermitate banii în mâinile tale și să nu încetezi să crezi că prinderea unei rachete care se înalță pe cer este un obiectiv destul de realizabil. Cum să te protejezi? Cum să atrage bani și noroc? Multă vreme am căutat răspunsul în biblioteci, manuscrise vechi și predicții, și am găsit răspunsul tot pe astrogramata. Pe tine astrele te sfătuiesc să ai cu tine o brățară cu jad. Puterea jadului este uriașă, te vei simți precum Buda în fața apostolilor. Un sfat sincer, nu crede că toate ofertele de talismane și brățări verificate sunt cu adevărat talismane. Pot fi simple lucruri de duzină adunate de la dragonul roșu cu o nouă etichetă mai scumpă și mai credibilă. Gemeni, luna va fi destul de reușită. Creșterea profitului este de așteptat. Folosește-ți activitatea pentru binele cauzei personale. Începe planul de lungă durată, totul se va dovedi corect și în curând un profit decent va fi disponibil în contul tău. Riscul în această lună este nejustificat, norocul este de partea ta. Poate că vei naufragia din cauza răutății și concurenței, reacționează imediat, prevenind escaladarea conflictelor, nu împrumuta și nu lua un împrumut, vei putea face o achiziție majoră și fără acest ajutor. Șefii se pot schimba cu viteza luminii, iar poziția ta va fi aceeași, s-ar putea să nu înțelegi nici măcar unde se află sfârșitul tuturor schimbărilor, reorganizările în carieră și în statutul social pe astrograma ta apar rapid și neașteptat, șeful tău se poate schimba sau ți se poate poziția ta. Dacă nu există permutări la superior și poziții, vor exista schimbări cu clienții sau angajații, colegii, cineva poate pleca sau veni brusc. Toate acestea te vor surprinde foarte mult, pentru că, cu toată intuiția ta nu poți prevedea toate acestea. Ce să faci? Cum să te comporți? Acum despre aspectul în care este prevăzută o descoperire reală. În decembrie, vei atinge culmi vizibile în afacerile profesionale, în dezvoltarea creativității personale și în activități antreprenoriale. Drept urmare, veniturile tale vor crește, dar este fundamental greșit să-ți cheltui întregul capital pentru plăceri de moment. Bani ar trebui investiți într-un alt proiect grandios, îl definești singurică. Astfel, vei fi lansat un proces continuu, când venitul dobândită doar stimulează tot mai mult venitul financiar, cum să te protejezi, cum să atrage bani și noroc, multă vreme am căutat răspunsul în biblioteci, manuscrise vechi și predicții, și am găsit răspunsul pe astrogramata, pe tine astrele te sfătuiesc să ai cu tine o brățară sau un pandantit cu citrin, puterea citrinului asupra ta este uriașă te vei putea manifesta precum Cicero în fața Senatului Romei Antice. Un sfat sincer, nu crede că toate ofertele de talismane și brățării verificate sunt cu adevărat talismane, mai ales cele care sunt prezentate a fi făcute cu mâna vânzătorului. Pot fi simple lucruri de duzină adunate de la Dragonul Roșu, cu o nouă etichetă mai scumpă și mai credibilă. RAC Dacă ești un simplu angajat, Luna este ușoară. Deși încărcătura la muncă va crește, vei avea toate oportunitățile de a rezolva probleme neobișnuite. Îți va plăcea chiar starea de tensiune și de luptă. Depășirea oricăror dificultăți, fără nici măcar o încordare va fi posibilă, ești câștigătoare în orice circunstanțe. Ascensiunea în carieră va veni mult mai aproape de visul tău. Poți vorbi în siguranță cu șefii despre creșterea salarială? sau probabilitatea de a-ți face oferte de promovare, trebuie să-ți asumi riscuri, schimbarea rapidă a circumstanțelor te va face să-i decizi instantaneu, pe astrograma ta apare o mare probabilitate de schimbarea poziției sau a locului de muncă, chiar a profesiei, în activitatea ta, totul se va dovedi cu ușurință, parcă va merge de la sine, succesul tău va fi suficient pentru șefi dar nu poți pătrunde în sfera de activitate a altcuiva cu atât mai puțin să folosești propriile realizări desigur aceste lucru poate provoca conflicte în această lună nu risca să risipești cheltuielile rezonabile vor fi mai plăcute pentru tine și cei dragi ce să faci cum să te comporți problemele nu sunt excluse în sferele profesionale când împărtășești idei cu cineva dintre colegii tăi nu uita de riscul plagiatului. În general, în decembrie, vei avea o șansă extrem de mică de succes în carieră. Cel mai probabil, acele lucrări care vor fi aplicate de dragul victorilor dorite vor fi ineficiente. În concluzie, în timp ce nu trebuie să-ți fixeze obiective ambițioase, este mai bine să faci ceva mai simplu. Dacă ești antreprenor, în acest moment ești încurajată să restricționezi personalul, să ai în vedere că acesta poate pregăti ceva ca o revoluție, nu concedia oamenii aceștia, mai întâi trebuie să afli ce a provocat nemulțumirea lor, este posibil să găsești compromisuri reciproc avantajoase, cum să te protejezi? cum să atrage bani și noroc, multă vreme am căutat răspunsul în biblioteci, manuscrise vechi și predicții, și am găsit răspunsul pe astrogramata pe tine astrele te sfătuiesc să ai cu tine o brățară sau măcar o broșă cu corel roșu. Puterea coralului asupra ta este imensă, te vei putea manifesta precum Julieta în fața lui Romeo, un sfat sincer, nu crede că toate ofertele de talismane și brățări verificate sunt cu adevărat talismane, mai ales cele care sunt prezentate a fi făcute cu mâna vânzătorului. Pot fi simple lucruri de duzină adunate de la dragonul roșu, cu o nouă etichetă mai scumpă și mai credibilă. Leu, privind pe astrogramata, ta, poți fi invidiată, atât de ușor ți se vor da angajamente și idei. Cu toate acestea, va fi o problemă de afaceri și jurisprudență, aici nu vei avea egal în încheierea contractelor, negocierea și întocmirea contractelor va fi o sarcină dificilă. Relațiile cu colegii vor fi, de asemenea, mai multe decât reușite, vei putea să te eliberezi de treburile de rutină, să le dai ca de obicei în seama altora. Acum ar trebui să te abții de la orice inițiative financiare, mai ales dacă problema se referă la banii altor persoane, ideile și acțiunile se vor dovedi greșite, așa că în niciun caz nu împrumuta și nu lua împrumuturi, nu intra în conflict și nu te certa din cauza lipsei de fonduri, pentru concurență. Perioada nu este cea mai favorabilă. În materie financiară, poți conta în siguranță pe un partener care să așteaptă la un profit substanțial. Cum îl va împărți, nu ține de dorințele și nevoile tale, dar poate ține de tipul de pisică pe care îl va găsi în pat. Ce să faci? Cum să te comporți? Acum despre aspectul care la sfârșitul anului 2019 îți va aduce cel mai ambițios succes. Poate că în lume nu ți vei fi primit cadoul de anul nou de la soartă. Poate că nu ți se va ridica în mod vizibil salariul, poate că vei găsi o poziție foarte promițătoare, sau poate vei descoperi în tine un talent extraordinar, dar oricum într-o clipă buzunarul va deveni mult mai bogat. După cum am menționat deja, tot ceea ce se întâmplă în decembrie nu trebuie lăudat. Cele spuse mai devreme sunt valabile mai ales dacă pe astrograma natală este prezentă inițiativa. Lasă-i pe alții să afle despre acest succes, dar nu de la tine, ci de la cei care te admiră sincer. Cum să te protejezi, cum să atrage banii și noroc, multă vreme am căutat răspunsul în biblioteci, manuscrise vechi și predicții, și am găsit răspunsul pe astrograma ta. Pe tine astrele te sfătuiesc să ai cu tine o amuletă din chihlimbar care să fie în contactă direct cu pielea. Puterea chihlimbarului asupra ta este uriașă, te vei putea manifesta precum Nero în fața romei antice. Un sfat sincer, nu crede că toate ofertele de talismane și brățării verificate sunt cu adevărată talismane, mai ales cele care sunt prezentate a fi făcute cu mâna vânzătorului pot fi simple lucruri de duzina adunate de la Dragonul Roșu, cu o nouă etichetă mai scumpă și mai credibilă. Fecioara Pe astrograma ta, poziția astrelor arată că pe parcurs vor fi multe obstacole, printre care se va număra ipocrizia unor colegi sau parteneri. Dacă vei fi reușit să menții relații bune cu cei mai mulți dintre ei, aceste lucruri nu va împiedica lucrările fructuoase în continuare. Fiind o persoană impulsivă, de data aceasta va trebui să-ți arăți sociabilitatea și creativitatea. Decizia de a schimba munca, respectiv proiectul, va avea un efect bun nu numai asupra stării sufletești, ci și a portofelului tău. În ceea ce privește aspectul material, luna va fi foarte haotică, este posibil un venit bun imobiliar, dar va trebui să cheltui mulți bani pentru copii, cadouri divertisment și alte plăceri, este posibil ca partenerii, de afaceri sau de pat, să necesite resurse financiare suplimentare, asistență care va trebui furnizată de voie de nevoie. Drept urmare, toate acestea vor cădea ca o povară intolerabilă pentru buget, cheltuielile depășind veniturile sunt posibile. Apelul la economiile anterioare va provoca o congestie spontană a portofelului sau chiar a contului, certurile din lipsa de fonduri și clarificarea relațiilor nu sunt excluse, ce să faci, cum să te comporți, aspectul profesional al vieții tale la începutul acestei ierni se va dezvolta pe parcursul unui marfar cu diverse staționări, întârzieri sau marș nebun contra cronometru. Dacă ești o angajată, este preconizată graba și munca de revelion, dar cu care poți face față fără dificultăți, făcând echipă cu colegii. Dacă dorești să găsești un loc de muncă profitabil, nu trebuie să urmărești doar reclame pe portaluri speciale, ci și să utilizezi serviciile din gură în gură. Dacă ești antreprenor, în decembrie, în ciuda tuturor încercărilor de creștere a veniturilor, este puțin probabil să ai timp pentru a atinge acest obiectiv, motivul este cererea redusă asociată sărbătorilor de anul nou. Pentru a lua marele jackpot, ți se recomandă trecerea la serviciile relevante pentru sărbători, cum să te protejezi, cum să atrage bani și noroc, multă vreme am căutat răspunsul în biblioteci, manuscrise vechi și predicții, și am găsit răspunsul pe astrogramata pe tine astrele te sfătuiesc să-ți la tine o brățară sau un pandantiv de malachit. Puterea malachitului asupra ta este incredibilă, te vei putea manifesta precum făt frumos în fața zmeului. Un sfat sincer, nu crede că toate ofertele de talismane și brățări verificate sunt cu adevărat talismane, mai ales cele care sunt prezentate a fi făcute cu mâna vânzătorului pot fi simple lucruri de duzină adunate de la Dragonul Roșu, cu o nouă etichetă mai scumpă și mai credibilă. Balanța Dacă ești manager sau antreprenor poți fi angajat în tot felul de inspecții, care, după cum vei avea norocul, sunt demarate de reprezentanței organismelor de reglementare și supraveghere. Într-un conflict juridic, este posibil să ai nevoie de ajutorul avocaților calificați. Dacă există astfel de semne, atunci ar trebui să-i sun chiar la începutul lunii, merită să pariez pe unele proiecte dezvoltate anterior, a căror posibilitatea a fost amânată din anumite motive pentru o perioadă nedeterminată, este necesar să studiez cu atenție toate aspectele problemei, să faci ajustările necesare și să continui cu implementarea. Este posibil ca proiectul să fie implementat cu sprijinul prietenilor și colegilor vechi? De încredere, formează-ți echipa care îți va duce afacerea spre succes, ce să faci, cum să te comporți, aspectul profesional va depinde în mare măsură de tine. Dacă te vei dedica unei lucrări zdrobitoare, poți fi bazată pe consolidarea autorității profesionale, nu poate fi exclus faptul că vei obține un post administrativ, dar și prognoza inversă este valabilă. Dacă vei funcționa doar la jumătate din forță, nu-i întreba pe colegii tăi de ce salariul tău, premiul de anul nou, este mai mic decât la toți ceilalți, aceasta este chiar pedapsa pentru încetimea la trimisă de planetele antagoniste. În ceea ce privește antreprenoriatul, este recomandat să dedice decembrie luptei pentru succesul în afaceri, nu-ți fie teamă că vei obosi. Toate eforturile pe care le vei face chiar acum vor deveni fundamentale pentru dezvoltarea afacerii tale, cum să te protejezi, cum să atrage bani și noroc, multă vreme am căutat răspunsul în biblioteci, manuscrise vechi și predicții, și am găsit răspunsul pe astrogramata, pe tine astrele te sfătuiesc să-ți la tine o bucată de coarț rozi. puterea coarțului roz asupra ta este uluitoare te vei putea manifesta precum Ilana Cosânzeana. Un sfat sincer, nu crede că toate ofertele de talismane și brățări verificate sunt cu adevărat talismane, mai ales cele care sunt prezentate a fi făcute cu mâna vânzătorului. Pot fi simple lucruri de duzină adunate de la Dragonul Roșu, cu o nouă etichetă mai scumpă și mai credibilă. Scorpion Cunoștințele și abilitățile pe care le-ai acumulat în ultimii ani te vor ajuta să te realizezi ca specialist independent. La locul de muncă, sunt posibile dificultăți minore din cauza neînțelegerii în echipă, deoarece îți vei restrânge cu greu furia și iritarea. În a doua jumătate a lunii, fă o regulă să păstrezi tăcerea timp de o jumătate de oră după întoarcerea de la serviciu, pentru a nu intra în conflict cu familia. În general, îți vei găsi cu ușurință prietenii noi care să te ajute să reușești în muncă și carieră. Dacă depui un efort, te poți aștepta cu siguranță la o creștere și la profituri suplimentare. Prin urmare, amintește-ți, abilitatea ta de a comunica și de a face prieteni noi te va ajuta să te pui pe picioare. Ce să faci? Cum să te comporți? Sub aspect profesional, toată luna decembrie te vei comporta foarte atent distribuind în mod corespunzător forțele tale, vei fi angajată numai în acele probleme din care poți obține un anumit beneficiu. Aceste lucru te va ajuta să intri în prim planul carierei, să obții un rang profesional mai înalt sau să devii mâna dreapta unui management superior. Dacă ești antreprenor, poți lansa o serie de atacuri puternice asupra concurenților tăi. Există toate șansele că vei face în jurul lor mulți pași. Drept urmare, afacerea ta va crește mai puternic și va viza noi orizonturi de dezvoltare. Cum să te protejezi? Cum să atrage bani și noroc? Multă vreme am căutat răspunsul în biblioteci, manuscrise vechi și predicții. Și am găsit răspunsul pe astrogramata. Pe tine astrele te sfătuiesc să porți o bijuterie cu onix. Puterea onixului asupra ta este colosală, te vei putea manifesta precum zmeul zmeilor un sfat sincer, nu crede că toate ofertele de talismane și brățări verificate sunt cu adevărat talismane, mai ales cele care sunt prezentate a fi făcute cu mâna vânzătorului. Pot fi simple lucruri de duzină adunate de la Dragonul Roșu, cu o nouă etichetă mai scumpă și mai credibilă. Săgetător, pentru tine, astrele au pregătit o perioadă stabilă, dar neobișnuită. Pe de-o parte, Soarele și Saturnul, unindu-și forțele, vor încerca să-ți aducă mai multe situații problematice în viața ta. Pe de altă parte, Marte va intra în joc, a cărui influență te va ajuta să depășești cu ușurință toate dificultățile lunii decembrie, câștigând câteva puncte pentru moestrie profesională și consolidându-ți poziția financiară. Principalul lucru pentru tine este să demonstrezi întotdeauna încredere în propriile abilități și să nu te ferești de ajutorul extern. Cel mai probabil, ajutorul va veni din partea unui patron puternic, care poate acționa ca superiorul tău imediat. Decembrie va deschide oportunități extraordinare pentru tine de a te realiza în diferite proiecte sociale. Acum hobby-urile tale vor putea genera venituri și vei primi recunoaștere faimă, admiratorii noi. Apărarea intereselor va fi foarte reușită, realizările sportive sunt posibile, o expoziție strălucită a tablourilor tale sau o prezentare luminoasă a cărții tale. Dacă pleci într-o călătorie, aceasta va avea un efect pozitiv. Ce să faci? Cum să te comporți? Soarta ta profesională la începutul acestei ierni nu prevede schimbări mari. Este important să nu-ți permiți un comportament infantil, după cum am menționat în horoscopul general, va fi foarte important să aduci principalele lucruri la finală și abia apoi să te gândești la petrecerea de sărbători. Dacă lucrezi singură, independentă, în decembrie cu atât mai multă nu trebuie să te relaxezi, există șansele ca în ajunul anului nou să fie posibilă o manevră de succes? care se va baza într-o anumită măsură pe noroc, începând acest proiect, măsoară-ți capacitățile și calculează toate riscurile potențiale, cum să te protejezi, cum să atrage banii și noroc, multă vreme am căutat răspunsul în biblioteci, manuscrise vechi și predicții, și am găsit răspunsul pe astrogramata, pe tine astrele te sfătuiesc să porți o bijuterie cu lapis la zulii, puterea acestei pietre asupra ta este imensă. Te vei putea manifesta precum David în fața lui Goliat. Un sfat sincer: nu crede că toate ofertele de talismane și brățării verificate sunt cu adevărat talismane, mai ales cele care sunt prezentate a fi făcute cu mâna vânzătorului. Pot fi simple lucruri de duzină adunate de la Dragonul Roșu, cu o nouă etichetă mai scumpă și mai credibilă. Capricorn, norocul te va patrona. Succesul te așteaptă în rezolvarea problemelor de muncă? Există o creștere creativă. Poți obține premiuri meritate deja în decada 3 a treia? Proiectul la care ai lucrat va fi aprobat? Plata bonusului este posibilă. Dacă vei pleca într-o călătorie, poți conta pe un set de circumstanțe foarte favorabile. Prima decada a lunii va fi saturată de diverse comunicări, călătorii. Acesta este un moment de cercetare creativă inspirație, libertate pentru orice inițiative, precum și crearea unei familii sau consolidarea relațiilor cu copiii, rudele. Nu sunt excluse întâlnirile karmice cu partenerii din trecut. Pentru tine, aceasta este o perioadă importantă pentru realizarea de sine, creându-ți propriul nume. Cu toate acestea, trebuie să fii mai atent atunci când investești în proiecte pe termen lung, în special în perioada 10 la 15 decembrie, când există riscul de a pierde bani. Ce să faci? Cum să te comporți? În ceea ce privește aspectul profesional, multe vor depinde doar de tine însăți. După ce vei fi dată dovada de un anumit entuziasm, poți obține un rezultat extraordinar, de exemplu, ocolindu-ți colegii și luând chiar poziția care a fost trofeul lor. Dacă lucrezi pentru tine însăți, Pot finaliza anul 2019 cu un rezultat impresionant, ar trebui să fii deschisă pentru experimente inovatoare, precum și să te înțelegi cu persoane care au fost întotdeauna considerate subordonații neplăcuți, cum să te protejezi, cum să atrage banii și noroc, multă vreme am căutat răspunsul în biblioteci, manuscrise vechi și predicții, și am găsit răspunsul pe astrogramata. Pe tine astrele te sfătuiesc să porți o bijuterie cu malachit, puterea malachitului asupra ta este foarte mare, te vei putea manifesta precum un titulescu al diplomației. Un sfat sincer, nu crede că toate ofertele de talismane și brățării verificate, sunt cu adevărat talismane, mai ales cele care sunt prezentate a fi făcute cu mâna vânzătorului, pot fi simple lucruri de duzină adunate de la Dragonul Roșu, cu o nouă etichetă mai scumpă și mai credibilă. Vărsător Vei privi cu atenție mediul de lucru? Unul dintre colegi sau partenerii va naște suspiciuni grave. Este posibil ca această persoană să fie necinstită, iar venitul tău scăzut să fie asociat cu acțiunile sale. să faci pași impulsivi nu merită, colectează dovezi care îți vor permite să aduci fraudatorul în apă limpede în caz contrar, riști să fii marcată ca un vorbitor inactiv și un argumentator care acuză oameni nevinovați de crime. Luna aceasta este mai bine să investești banii într-o sferă profitabilă. Aceste lucruri te va ajuta să-i protejezi și pe cei dragi de colapsul financiar și să-ți asiguri un viitor bun. Profiturile la sfârșitul acestui an nu vor crește doar pentru că aștepți o creștere, ci dacă depui eforturi în acest sens, ce să faci? cum să te comporți, și acum despre principalul aspect în care ai putea avea multe momente triumfale. Este vorba despre soarta profesională. Dacă ești angajată altuia, imediat după sfârșitul vacanței de ziua națională, ți se recomandă să te grăbești în luptă. Cu o anumită pondere a forței de muncă, se poate obține fie o creștere a poziției, fie a mărimii salariului. Dacă lucrezi singură pentru tine însăți, poți obține rezultate și mai impresionante. Există toate șansele ca afacerea ta să crească, provocând invidia concurenților. Ai grijă! Unii dintre ei vor începe să acționeze pe furiș, de exemplu, vor prezenta dovezi incriminatoare pentru a-ți strica reputația în comunitatea de afaceri. Cum să te protejezi? Cum să atragi bani și noroc? Multă vreme am căutat răspunsul în biblioteci, manuscrise vechi și predicții, și am găsit răspunsul pe astrogramata. Pe tine astrele te sfătuiesc să porți o bijuterie din aur de la mama. Puterea unei bijuterii moștenite sau dăruite de mama ta are asupra ta o influență mare. Te vei putea manifesta precum albă ca zăpada la întâlnirea cu Prințul Salvator. Pești, fii pregătită să cauți soluții, să ai răbdare, diplomație și compromis. Aceste recomandări sunt deosebite de relevante în perioada cuprinsă între 1 și 15 decembrie, când Mercur, planeta conexiunilor și contactelor, se va deplasa înapoi. În același timp, poți simți lipsa persoanelor potrivite, precum și alte întârzieri enervante. Astrele îți recomandă să nu lupți pentru noi realizări, dar încearcă să menții pozițiile care au fost câștigate anterior nu căuta cunoștințe noi, este puțin probabil ca persoanele care le întâlnești pe calea vieții tale să justifice încrederea ta. Noile proiecte te vor scăpa doar de forța vitală, nu-ți vor permite să obții rezultate semnificative. Furnizori, clienții și chiar colegii de muncă vor interveni în toate felurile și vor face greșeli în pregătirea și realizarea sarcinilor de serviciu. Ce să faci? Cum să te comporți? În decembrie, este puțin probabil să arăți entuziasmul la muncă și o disponibilitate de a sacrifica totul de dragul muncii. Cu toate acestea, datorită sprijinului planetelor guvernatoare, vei fi cum se spune, în locul potrivit la momentul potrivit. Ce-ți vor da, cel puțin, întâlnirea cu persoane care pot contribui la avansarea în carieră, în ceea ce te privește dacă ești implicat în afaceri? Ești antreprenor, nu ar trebui să te bazezi doar pe noroc, având în vedere caracteristicile lunii decembrie, va fi foarte util să elimini toate deficiențele în problemele curente, să studiezi experiența companiilor de succes, să adopți o serie de idei promițătoare de la ele și să pășești cu îndrăzneală într-un viitor luminos, cum să te protejezi, cum să atrage bani și noroc, multă vreme am căutat răspunsul în biblioteci, Manuscrise vechi și predicții. Și am găsit răspunsul pe astrogramata. Pe tine astrele te sfătuiesc să porți un pandantiv, brățară sau inel cu topaz. Puterea topazului asupra ta este uriașă. Te vei putea manifesta precum Alis în țara minunilor. Un sfat sincer, nu crede că toate ofertele de talismane și brățări verificate sunt cu adevărat talismane? mai ales cele care sunt prezentate a fi făcute cu mâna vânzătorului. Pot fi simple lucruri de duzin adunate de la Dragonul Roșu, cu o nouă etichetă mai scumpă și mai credibilă. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!